Aș vrea să mă îngăduiți să pun la temelia învățăturii din această zi un pasaj din Scriptură care ne arată una dintre minunile, una dintre vindecările făcute de Domnul în Luca la capitolul 18, începând cu versetul 35, avem relatată vindecarea unui orb la Erihon. Iată ce spune aici cuvântul Domnului. Pe când se apropia Iisus de Erihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat ce este. I-au spus, trece Iisus din Nazaret și el a strigat, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, Fiul lui David, ai milă de mine! Isus a oprit și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Isus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Isus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Amin. Dragii mei, în această zi, așa după cum am anunțat deja, vrem să avem un timp special de rugăciune în care să aducem înaintea Domnului nevoile noastre de sănătate. Eu vreau să vă duc aminte astăzi un lucru pe care bine ar fi să-l înțelegem fiecare dintre noi. Domnului îi place să vindece. Vă spun asta ca să înțelegeți fiecare dintre dumneavoastră: că astăzi, când ne rugăm pentru vindecare, când stăm înaintea Domnului și cerem o atingere specială din partea Lui, nu facem decât să cerem lucruri care îi plac Domnului. De vă veți uita pe paginile Sfintelor Scripturi, veți vedea cuvântul vindecare apărând de foarte multe ori. Relatarea vindecărilor făcute de Dumnezeu este prezentă mai peste tot în Sfânta Carte. Și toate acestea pentru că Domnul vrea să dea și vindecare poporului său. Am stat la masa Domnului și ne-am dus cu gândul la ceea ce a făcut Mântuitorul pentru noi la cruce. Vreau să vă aduc aminte un cuvânt pe care l-a rostit prorocul Isaia altă dată, inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, zicând așa, în rănile lui, suntem tămăduiți. Există resurse de vindecare la Dumnezeu. Și de altfel îngăduiți-mi să vă mai citesc un verset din Exodul, capitolul 15, versetul 26. Un cuvânt care este cât se poate de grăitor pentru noi. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Scripturii. El a zis, dacă, -a, dacă vei asculta cu luarea minte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea lui, dacă vei asculta de poruncile lui și dacă vei păzi toate legile lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni. Căci eu sunt Domnul care te vindecă. Observați dumneavoastră ce nume și-a luat Domnul. Cel ce a zis că este păstorul nostru, cel ce a zis că Domnul poartă de grijă, este și cel ce a zis. Eu sunt Domnul care te vindecă. Dragii mei, faptul că Domnul s-a numit așa, Domnul care vindecă, care te vindecă, înseamnă că asta este natura lui. Natura lui este o natură vindecătoare. Lui place să repare ce s-a stricat, de altfel, dacă vă uitați pe paginile Sfintelor Scripturii. Sigur că există perspective și perspective. Scriptura începe la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Punct. Și apoi Scriptura vine și zice, pământul era pustiu și gol. Dar, în realitate, pentru cei ce studiază îndeaproape Scriptura, cuvântul era se potrivește foarte bine, pământul a devenit pustiu și gol. Pentru că acolo, între versetul 1 și versetul 2 din Cartea Sfântă, acolo s-a întâmplat ceva. A venit cineva să strice ceea ce Dumnezeu a făcut bun. Diavolul a fost aruncat pe pământ și el a făcut stricăciune. Și știți ce face Dumnezeu? Este interesat să repare, să vindece ceea ce s-a îmbolnăvit. Și atunci Dumnezeu începe să fie lumină. Dumnezeu începe peste pământul acela pustiu și gol, peste ceea ce Diavolul a stricat. El rostește vindecare. Aș vrea să înțelegeți astăzi, nașterea din nou în ea însăși este o vindecare a ceea ce diavolul a stricat în natura umană. Nașterea din nou, regenerarea aceasta este o dovadă a faptului că lui Dumnezeu îi place să vindece. Să facă făpturi noi din oameni. Dragii mei, Uitați-vă, când va a stat înaintea Domnului un lepros, vă aduceți aminte, s-a dus un lepros la Domnul și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Știți care a fost răspunsul Domnului? Da, vreau. Îndată l-a lăsat lepra. Dragii mei, vă aduc încă o dată aminte. Domnul nu s-a schimbat. Tu cel ce ești astăzi aici? Ai dreptul să pui întrebarea aceasta ca și leprosul de altă dată și să zici, Doamne, dacă vrei, poți să mă vindeci. Și Domnul îți va spune, da, vreau. Însă trebuie să ne apropiem de Domnul într-un mod anume. Și asta aș vrea să învățăm astăzi. Dragii mei, Sigur că în această zi aș vrea doar pentru că rugăciunea ne va lua timp și vom sta înaintea Domnului în rugăciune, dar aș vrea să pun înaintea dumneavoastră câteva lucruri care să întărească credința voastră. Scriptura ne spune credința este stimulată prin ceea ce auzim noi, prin auzire. Credința vine în urma auzirii și aș vrea să fiți cu luarea minte la cuvântul Domnului. Dumnezeu vrea să dea vindecare. Dar sunt câteva lucruri de care trebuie să ținem cont ca să ne putem apropia de Domnul și să căpătăm vindecarea. În primul rând, e foarte importantă iertarea celor care ne-au greșit. Fiecăruia dintre noi, cineva i-a greșit. În familie, la locul de muncă, acasă, pe stradă, în altă parte, în biserică poate. Cineva se poate să-ți fi greșit. Știți că nu putem accesa vindecarea Domnului dacă noi ținem supărare și neiertare în viața noastră? Vă spun asta, știți de ce? Din potrivă, Domnul ne arată că acolo unde este neiertare, acolo vine chinul. Și boala e un chin. Vă rog să luați în considerare faptul că. Domnul a rostit pilda aceea a robului nemilostiv, căruia i s-a iertat foarte mult. Stăpânul i-a iertat foarte mult și după aceea l-a găsit pe un tovarăș al lui, pe un coleg al lui de robie, care îi datora ceva și n-a vrut să-l ierte. I-a cerut să-i dea la n-a avut ce să-i dea, l-a aruncat în închisoare și a aflat stăpânul și știți dumneavoastră că stăpânul a rostit un cuvânt foarte greu în dreptul lui. I-a zis așa în Matei 18 cu 34 și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Nu putem să ne jucăm cu neiertarea. Ne-a învățat Domnul Isus și ne-a spus că nici rugăciunea nu este ascultată Nimic nu putem să facem dacă noi nu învățăm să ne iertăm unii pe alții. Când vă rugați să ziceți și ne iartă, precum și noi iertăm. Frații mei și surorile mele, din toată inima doresc ca astăzi Domnul să vindece mulți. Dar pentru aceasta vă zic așa ca prorocul Isaia de altă dată, pentru că tot am fost în săptămână de post și rugăciune, dezleagă lanțurile răutății. Dă drumul celor pe care îi ții legați. Dacă vrei să ai acces la vindecarea Domnului, te rog să ții cont că trebuie să ierți pe cei ce ți-au greșit. Dacă vrei, nu mă întreba pe mine, întreabă specialiștii în medicină. Și vei vedea că nici din punct de vedere medical, iertarea, iertarea, dacă nu este dată din punct de vedere medical, împiedică vindecarea. Adică, dacă stai cu amărăciune, cu stresul acela, cu ura aceea în tine, nu poți să te vindeci, nici medical vorbind. Dar, minte, minunile lui Dumnezeu. Un alt lucru pe care vreau să vi-l spun. Frații și surori, cei ce vreți cu adevărat vindecarea lui Dumnezeu, vă rog, îndepărtați de la voi lucrurile care aduc blestemul și mânia lui Dumnezeu. Nu putem trăi cu piciorul în două luntri. Nu putem fi și cu Dumnezeu și cu satana. Dacă sunt lucruri în viața voastră pe care le țineți, nu vă așteptați ca Dumnezeu să deschidă ușa harului Său. Dacă sunt lucruri pe care le țineți, vă aduc aminte, în poporul lui Dumnezeu, altă dată era un oacan care a luat din lucrurile care erau sortite nimicirii, care erau blestemate de Dumnezeu, le-a luat și le-a dus în casa lui. Știți că Acestea i-au adus moartea lui Acan și moartea celor din casa lui? Eu nu vreau să fac descrieri și nu mă bag în casa nimănui. Dar vă rog fierbinte, pentru că din toată inima doresc ca toți să fim mântuiți și, de ce nu, astăzi să fim vindecați de Domnul. Dar trebuie să luăm hotărâri noi și să zicem, Doamne, vreau să îndepărtez din viața mea, din casa mea, lucrurile care pot să aducă blestemul. Tu știi care sunt astea. Sunt lucrurile acelea care te țin legat în păcat. Sunt lucrurile acelea care te țin departe de Harul lui Dumnezeu. Dacă vrei să ai acces la vindecarea Domnului, trebuie să te hotărăști să trăiești cum îi place Domnului și să zici, Doamne, ceea ce am adus străin în casa mea, astăzi vreau să îndepărtez din casă și din viața mea. Doamne, ajută-ne la aceasta! Mai zic un lucru, dacă vrei vindecarea lui Dumnezeu, E un autor creștin direct prins. Vea o predică, un mesaj foarte bogat, sticluța cu medicamente a lui Dumnezeu. Știți la ce zicea el sticluța cu medicamente? La cuvântul Scripturii. Și eu vă spun astăzi așa, faceți din cuvântul lui Dumnezeu un medicament. Dar poate cuvântul să fie medicament? Dragii mei, pune-te rog pe ecran Psalmul 107 cu versetul 20. Uitați-vă ce spune Scriptura. A trimis Domnul, a trimis cuvântul său și i-a tămăduit și a scăpat de groapă. Dumneavoastră știți că acest cuvânt are putere? E cuvântul Domnului, nu e al omului cel ce a zis orbului despre care am citit capătă-ți vederea cel ce a zis leprosului fii curățit este cel ce a zis ce scrie aici și dacă tu vei lua cuvântul lui Dumnezeu ca pe un leac ca pe un medicament știți cum e cu medicamentul el nu funcționează dacă îl ții pe raft el funcționează dacă îl administrezi după rețetă ei dacă iei promisiunea din cuvântul Domnului o iei pentru tine și te gândești la promisiunea aceea și zici așa, El este Domnul care vindecă. Doamne, și eu sunt unul care am nevoie. Stai și meditează, cugetă la cuvântul lui Dumnezeu și El aduce prin cuvânt vindecare. Eu nu sunt aici ca să vă dau rețete de vindecare, nu știu de care, nu sunt de acord cu aceia care cred că fac sesiuni, nu știu, Organizată de oameni pentru vindecare, cel ce dă vindecarea este Domnul. Și vreau să vă aduc aminte, noi credem nu în vindecare, noi credem în vindecătorul. Asta să ținem cont, fiecare dintre noi. Nu facem din vindecare un scop în sine, ci facem din Domnul scopul slujirii noastre. Și când ne apropiem de El cu o atitudine potrivită, El e Domnul care vindecă. De asemenea, aș vrea să vă spun ceva care contează foarte mult. Dumneavoastră știți că socrul meu care a trecut la cele veșnice, fratele Ștefan Criste, a fost un om cu care am avut ocazia de multe ori să slujesc la cei bolnavi. A avut de la Domnul un dar special. L-am urmărit îndeaproape și am văzut felul lui de a sluji. Știți ce făcea când mergeam la bolnavi? Înainte să facă ungerea cu un de lemn, înainte de altele, începea să-i spună celui bolnav, zicea, stai să-ți spun, știi ce a făcut Domnul săptămâna trecută? Și spunea o mărturie și spunea, stai să-ți spun ce a făcut Domnul nu știu când. Și mai spunea o mărturie. Știți ce am înțeles? Că mărturiile acestea, întăresc credința omului. Și omul acela zicea, păi dacă l-a vindecat săptămâna trecută pe ăla, ce, nu mă poate vindeca și pe mine? Ascultați-mă, nu oamenii vindecă, cel ce vindecă este Domnul, dar e foarte important să asculți mărturii ale vindecărilor divine. E foarte important lucrul acesta. Și vreau să spun tuturor celor ce sunt astăzi aici, dacă Domnul a făcut în viața ta o vindecare, să o iau altfel. Dacă mănânci un fruct, de ești om înțelept, mănânci un fruct, te bucuri de el. Dar ești înțelept dacă iei din sămânța, din fructul acela și o semeni undeva ca să mai crească și alte roade. Bine este să vestim minunile Domnului. Și pentru noi este foarte important să ascultăm minunile Domnului vestite, pentru că acestea vor întări și ele credința noastră. Și mai zic ceva. Trebuie să cauți să stai aproape de ceea ce te ajută la vindecare. M-ați auzit la începutul serviciului de astăzi că am zis Domnul poate să vindece la cina Domnului. nu e așa? E așa de bine să stai aproape de momente ca și acestea, pentru că în realitate la cina Domnului noi avem încredințarea de plină că stăm cu Domnul la masă. Cu care Domn? cu ăla care vindecă, nu? Noi stăm cu el la masă. Și atunci trebuie să căutăm să ne apropiem de lucrurile care ne dau vindecarea. De asemenea, tot el a spus așa, este printre voi vreunul bolnav? Ce să facă? Să cheme pe prezbiterii bisericii? Să-i facă ungerea cu un delem. Poate va zice cineva, dar ce e un delem ăsta? Dragii mei, un delem nu e doar un de lemn, și noi când facem ungerea cu un de lemn, noi nu facem decât să ascultăm de porunca Domnului, cel ce vindecă că nu e un delemnul, cel ce vindecă că e Domnul care ne-a spus să facem ungerea cu un de lemn. Tocmai de aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem astăzi, fiecare dintre noi să înțelegem că sunt lucruri care ne apropie de vindecarea Domnului. Cina Domnului, de exemplu, unul dintre ele, ungerea cu un de lemn, altul dintre ele. De aceea să luăm în considerare lucrul acesta și să căutăm pe Domnul în acest fel. Apoi, e foarte, foarte importantă, dacă vrei vindecarea, e foarte, foarte importantă rugăciunea făcută cu credință. Vedeți, rugăciunea e ca ochiul. Ochiul nu-i făcut să se vadă pe el. Ochiul e făcut să vadă ceea ce este înaintea lui. Tocmai de aceea eu vreau să vă spun astăzi că noi trebuie să ne uităm înainte spre Domnul care poate să zică astăzi aici Fii curățit. Să ne uităm spre Domnul care poate să zică astăzi capătă vederea. De aceea spun, e nevoie de rugăciune prin credință, pentru că zice Iacov în capitolul 5 cu versetul 15, așa, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Un alt lucru care e foarte important, spun aceasta în preambulul învățăturii din această zi, un alt lucru foarte, foarte important este să cauți atmosfera prezenței lui Dumnezeu, pentru că acolo vindecă Domnul. Eu nu zic că Domnul nu poate vindeca în spital, poate vindeca în spital. Nu zic că Domnul nu te poate vindeca în casa ta, dar ascultă-mă, atmosfera prezenței lui Dumnezeu e atât de binefăcătoare pentru vindecare. Vă spun asta, haideți să vedem Luca 5 cu 17, să-l vedem fiecare dintre noi înaintea noastră pe ecran. E cuvântul Domnului care zice așa, într-una din zile Iisus învăța pe noroade. Cam așa cum suntem noi, da? Niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și Iudei și din Ierusalim stăteau acolo. Și fiți atenți ce e interesant și important de subliniat. Iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Există locuri în care puterea lui Dumnezeu, este la lucru ca să vindece. Și astăzi noi ne-am rugat și cred că am venit cu așteptări aici ca să stăm și să ne rugăm Domnului și să zicem Doamne, lasă puterea Ta să vindece. Să cauți o astfel de atmosferă. Și vreau să mai zic ceva. Noi ne vom ruga, vom face ungeri cu un de lemn, ne vom ruga pentru fiecare în parte, îi vom unge cu un de lemn pe fiecare dintre cei ce doresc lucrul acesta. Dar ascultați-mă bine, închinarea, rugăciunea corporativă, Rugăciunea bisericii contează nespus de mult Dacă Scriptura zice Dacă doi se învoiesc Să ceară un lucru, oarecare lucru acela le va fi dat ce -ați zice dacă în timpul rugăciunii Ne învoim toți și zicem Doamne, acela peste care este pusă mâna păstorului Acum să capete vindecarea Te rugăm, Doamne Asta înseamnă să ne unim în credință E importantă rugăciunea corporativă A celor din adunare E așa de important să vezi Cum Domnul lucrează ieri Mergeam la o evangelizare spre Iecea, m-am dus aici aproape și m-a sunat pe drum un avocat de la Bruxelles care lucrează la Comisia Europeană. Și, mă rog, câteva discuții protocolare și după aceea a zis, rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru noi. Și mi-a spus, nu știți, nu știți că era să-mi pierd soția? Zic, n-am știut, n-am auzit. Și a soția mea s-a îmbolnăvit foarte grav. Foarte grav. Doctorii nu i-au dat absolut nicio șansă. Am dus-o la doctor buni. Nu i-au dat absolut nicio șansă. A trecut printr-o boală care i-a redus imunitatea la zero. Și a zis, nu era absolut nicio șansă. Și zicea el așa. L-am sunat pe Dănuț Iacov. Dănuț Iacob este un păstor din Italia. L-am sunat și am zis, rugați-vă pentru noi. Și eram disperat, stăteam cu copiii și am zis, rămân cu copiii, rămân singur, ce să mă fac? Și am zis fratelui Dănuț Iacob, rugați-vă, postiți pentru noi. Și zicea, au intrat în post și în rugăciune, cu toții frații s-au adunat, au, au, chemat bisericile să se roage și zicea, în trei zile imunitatea ei a fost înapoi și s-au mirat doctorii și au zis, nu, imunitatea crește de la trei săptămâni începând, începe să crească și până la șase luni. Și doctorul acela care a tratat-o, zicea, este, era un ateu. N-a vrut să accepte ideea și a zis, nu, lasă că trebuie să refacem analizele, pentru că e anormal să crească imunitatea, să vină la normalitatea. Nu, nu e normal să se întâmple asta. Și a stat omul acesta, Paul Susman, și a zis așa. E normal, pentru că s-au rugat copiii lui Dumnezeu. Dragii mei, Aș vrea să știți, avem un Dumnezeu care face minuni și e foarte importantă rugăciunea Bisericii. De ce credeți că în fiecare serviciu ne facem timp să ne rugăm pentru cei ce aduc cauzele lor înaintea Bisericii? Facem lucrul acesta pentru că avem încredere că El e Domnul care vindecă. Dar, în același timp, este importantă rugăciunea personală. Aș vrea să înțelegem asta. E important să ne rugăm personal și e important să ne recunoaștem nevoia. Uitați-vă, aș vrea să ne uităm puțin la ceea ce am citit din Scriptură. Orbul acesta s-a rugat în așa fel încât rugăciunea lui a fost ascultată. Vă aduceți aminte cum a fost rugăciunea lui? Cât de complicat a fost. Doamne! Iisuse, fiul lui David, dai milă de mine! A fost complicată o astfel de rugăciune? Isus, fiul lui David, ai milă de mine! E ceva complicat în asta? Nimic complicat! Numai că aș vrea să învățăm în spatele acestei rugăciuni. Stau niște lucruri pe care mă rog Domnului ca noi să le învățăm în această zi. Spun încă o dată, cel ce poate să facă minunea este Domnul și numai Domnul. Acum, vă rog să vă uitați. Orbul s-a rugat Domnului și mă rog lui Dumnezeu ca noi să învățăm să ne rugăm ca el. Și aș vrea să vedem cum s-a rugat orbul. Așa vă spun eu să vă rugați dumneavoastră astăzi și așa să ne rugăm cu toții. Întâi zic așa, roagă-te cu pasiune. Haideți, ziceți toți. Spuneți celor din jur. Roagă-te cu, roagă cu pasiune. Cum s-a rugat orbul acesta? Uitați-vă și el a strigat, Iisuse, Fiul lui David, ai milă de mine! O rugăciune făcută din toată inima, rugăciune cu pasiune. Adesea facem rugăciune așa, ritualice, seci câteodată. Însă rugăciunea pe care o ascultă Domnul este o rugăciune făcută cu pasiune. Zicea Domnul prin prorocul Ieremia altădată, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Astfel de rugăciune ascultă Domnul. Rugăciune făcută cu pasiune, de aceea zic iarăși roagăte cu pasiune. Mai zic ceva. Mă uit la rugăciunea orbului. Rogăte cu persistență. Spuneți celor din jur și asta. Ce înseamnă cu persistență? Adică să nu te lași. Fiți atenți! Au încercat să-l facă să tacă pe orb. <laughs> Au încercat să-l facă să tacă. Au reușit? El, Iisus fiului David, ai milă de mine, zice Luca 18 cu 39. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare. Fiul lui David, ai milă de mine. Asta înseamnă persistență. Roagă-te cu persistență, zic astăzi pentru ca Domnul să lucreze între noi. Rugăciunea persistentă este rugăciunea care arată că de fapt tu chiar vrei ceea ce vrei. Așa dacă aș vrea, v-am mai spus și altă dată, cândva m-am apucat să predau un curs de engleză în școala biblică și când am anunțat că facem engleză, s-au adunat de s-au umplut sala, nu mai încăpeau acolo. Au venit toți bucuroși, au crezut că așa numai se rezolvă lucrurile. Și după ce au trecut ceva zile și am început să le dau niște verbe neregulate, să învețe, să învețe asta, să învețe cealaltă, ce-a scăzut numărul? Au rămas câțiva. Toți vor, dar nu în mod persistent. Nu-i destul că vrei așa ca o dorință. Mi-ar place și mie să nu mă mai doară capul. Mi-ar place și mie cu tare sau cu tare lucru stai cu persistență înaintea Domnului. Și chiar dacă vor încerca să te oprească tu și mai tare, Iisuse Fiul lui David, ai milă de mine. Rogă-te cu pasiune, rogă-te cu persistență, mai zic ceva, pentru că Domnul ne-a învățat în felul acesta, zice în Coloseni, capitolul 4, cu versetul 2, stăruiți în rugăciune, vegheați în cu mulțumiri, stăruiți în asta. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun astăzi, rogă-te cu precizie, Ziceți și asta, dar să vă audă cei din jur. Cu precizie. Cu precizie. Uitați-vă cum s-a rugat orbul acesta. Ce vrei să-ți fac, a zis domnul? Și orbul a zis, domne, să-mi capăt vederea. Punct. Nu, doamne, să mă binecuvântezi. Nu, doamne, o fi vrut, că asta era binecuvântarea. Rugăciune cu precizie. Vă chem astăzi, dragii mei, că ne rugăm. Spune-i Domnului, Doamne, asta e boala mea. Aici e durerea mea. Puneți mâna pe locul durerii și zi, Doamne, atingem aici. Atingem aici unde mă doare, aici unde este problema mea. Rugăciunea nu trebuie să fie ceva vag și abstract, ci ea trebuie să fie eficientă. Trebuie să fie foarte concrete. Uitați-vă în Scriptură, rugăciunile ascultate de Domnul au fost foarte concrete. La nunta din Cana s-a dus Maria în fața Domnului, nu cu filozofii. Au zis clar, nu mai au vin. Punct. De asta avem nevoie. De rugăciune precisă. De aceea zic încă o dată, roagă cu precizie. Mai spun un lucru, dragii mei. roagă pozitiv de ce zic asta să te rogi pozitiv ia uitați-vă la orbul ăsta Iisus i-a zis vederea și mai adaugă Domnul ceva credința ta te-a mântuit ce-i credința asta credința este aceea cu care el s-a dus la Domnul credința ta te-a mântuit cu alte cuvinte ce-a recunoscut Domnul că a văzut în el ăsta când a venit la Domnul a crezut, a știut că Domnul și face ceea ce îi se cere. Domnul va face exact ceea ce va, va cere el. Credința ta te-a mântuit. Dragii mei, a te ruga pozitiv înseamnă de fapt a avea credință. Și de aceea zic încă o dată, roagă-te pozitiv, dar spune celor din jurul tău lucrul acesta. La tot să vă audă, roagă-te pozitiv. Dragii mei, a fi negativist, Că sunt atâția negativiști astăzi. Când ești negativist, înseamnă că nu crezi că este posibil să capezi răspuns. Eu te chem să fii pozitiv în rugăciunea ta și să zici, Doamne, dacă tot ies acolo în față, eu ies pentru că eu cred că tu poți să vindeci și că vrei să vindeci. Uitați-vă din nou la leprosul acela despre care am amintit. Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Sau, uitați-vă în Marcul la capitolul 9 cu 22, vorbește despre un caz ciudat. Zice și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă ca să-l omoare. Dar dacă poți face ceva, zice Tatăl către Domnul, nu fieți milă de noi și ajută-ne. Iisus a răspuns, tu zici dacă poți. toată lucrurile sunt cu putință celui ce crede În dată tatăl copilului a strigat cu lacrimi cred Doamne, ajută necredinței mele, cu alte cuvinte Doamne, mătură orice necredință de aici dacă mai este câte o mică îndoială vreau să fiu pozitiv în abordarea rugăciunii mele mai zic un lucru rogă-te proslăvind Spuneți-le celor de acolo, rogăte te proslăvind. Pentru că știți ce spune Scriptura? Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Isus cum? Slăvind pe Dumnezeu. Adică fii gata să-L slăvești pe Domnul. Fă-o prin credință, înainte ca tu să simți nu știu ce în tine. Slăvește-L pe Dumnezeu. Pentru că astăzi vreau să vă aduc aminte, dragii mei, minunea, minunea lui Dumnezeu este la distanță de o rugăciune de fiecare dintre noi. Atât e distanța între noi și minunea aceea și vindecare. O rugăciune, atât e distanța. Fără rugăciune aceea așa cum trebuie.